alții. În concluzie, am ajuns la zi cu plata subvenției, 64 de milioane de lei. În premieră, după peste 20 de ani, am constituit un dispecerat comun, Elcen-Raded, prin care absolut toate reparațiile și reviziile să se desfășoare coordonat și simultan, să nu se mai repete situațiile reclamate până acum de către bucureșteni, în care două săptămâni oprea Elcenul apa caldă pentru revizie și același cartier mai avea apa caldă oprită încă două săptămâni pentru reparațiile Radet. Ceea ce vă dați seama, vă imaginați ce frustrare a creat în rândul bucureștenilor. Pentru prima dată, la inițiativa mea și cu sprijinul conducerilor Elcen și Radet, culmea, cei care au plecat pe urmă, am fost de acord cu toții să avem o coordonare tehnică în ceea ce privește reviziile și reparațiile pentru rețeaua de termoficare.